Administrația locală din Pașcani continuă să cheltuie banii contribuabililor pe tot felul de achiziții mai mult sau mai puțin prioritare, în contextul în care o serie de investiții importante nici măcar nu au început. Ne referim în special la amenajarea lacului Peștișorul și a pieței agroalimentare din zona Vale, proiecte aflate în așteptare. Ultima listă de achiziții este de aproape 3,7 milioane de lei fără TVA. Banii ar urma să fie cheltuiți pentru cumpărarea a 5 utilaje, o auto specială pentru stropit în valoare de 840.336 de lei, un tractor multifuncțional cu accesorii în valoare de 420.168 de lei, un excavator cu șenile în valoare de 630.252 de lei, o autospecială de 781.151 de lei și încă o autospecială multifuncțională în valoare de 1.8403 lei. Cumpărăturile nu sunt prevăzute în programul anual de achiziții și nici nu vor fi făcute prin intermediul compartimentului specializat din primărie. Conform anunțurilor de pe sistemul electronic de achiziții publice, municipalitatea a apelat la serviciile unei societăți private pentru procedurile de derulare a licitațiilor. Aceeași societate se va ocupa și de contractarea unor servicii de proiectare și asistență tehnică pentru amenajarea noului cimitir al municipiului, unui teren de sport, a unui parc de joacă pentru copii pe strada izvoarelor și pentru amenajarea lacului Peștișorul. De asemenea, ar urma să fie încheiat un contract pe 2 ani în valoare de 5 milioane de lei pentru repararea unor străzi. Referatul de specialitate a fost semnat de administratorul public, Claudiu Bodoașcă, deși atunci când era consilier local în opoziție, el a criticat fosta administrație pentru că a apelat la serviciile unei firme private pentru organizarea unor licitații, o situație similară cu cea de acum. Menționăm că primă Maria a mai anunțat pe SAP că intenționează să cumpere hârtie și carton în valoare de 16.245 de lei, 62 de scaune de birou în valoare de 27.900 de lei, și mobilier urban 80 de coșuri de gunoi și 300 de bănci, în valoare de 130.000 de lei. Amintim că administrația locală a mai cumpărat în ultima perioadă două autoturisme, fiecare în valoare de circa 63.000 de lei, două tractoare de 300. 25.000 de lei, două remorci în valoare totală de 92.430 de lei, o autoutilitară de 89.000 de lei, precum și două tractoare de tuns gazonul de 33.000 de lei, respectiv 19.000 de lei.